Bun găsit, prieteni! Ce frumos mi se pare acum faptul că pensionarii și copiii, elevii circulă gratuit pe toate mijloacele de transport în comun, cele din interiorul orașelor, nu știu dacă și cele din afara orașelor. Dar mi se pare foarte bine pentru că reușesc să se deplaseze frumos, mai ales când vorbim despre pensionari la niște venituri infime, mici, rușinoase, groaznice în România. Reușesc să se deplaseze măcar să-și facă niște cumpărături sau poate să meargă în parc și la spectacole în mod gratuit. Asta pentru că e o mare binecuvântare pentru ei, când pentru copii, mai ales pentru nepoții, atunci când pleacă alături de bunici cu autobuzul. Părinții poate circulă mai tot timpul cu mașina și nu reușesc să le prezinte și mijloacele de transport în comun, care pentru cei mici pot să devină, să reprezinte o adevărată plăcere. Știu că la un moment dat copiii mei, care au gemenii, au acum 11 ani, își doreau foarte tare să meargă cu metroul și lucrul ăsta s-a întâmplat, erau foarte bucuroși, li se părea ceva senzațional. Cel mic a fost plecat cu bunica în mijloacele, în autobuz și probabil că și în tramvai, dacă mi-amintesc bine, și era absolut încântat, îi se părea extraordinar, saluta pe toată lumea pentru că așa este obișnuit și chiar dacă nu-i cunoștea, oameni de pe stradă, veniți adunați toți într-un mijloc de transport în comun, erau salutați de acest copil care mai degare mai amuzați că primesc un salut călduros din partea unui puști de 4 ani. Da, e bine că lucrul ăsta se întâmplă la noi în țară, sper să nu se renunțe la el și sper ca pensionarii și copilașii să profite din plin de el și să se bucure cât mai mult de locurile pe care le pot vizita. Vă pup, dragi prieteni, ne revedem mâine dimineață, numai bine!